Al șaptelea sezon al show-ului Bravo I Still Celebrities le face pe concurente să se pregătească temeinic. Fiecare își imaginează deja ținutele și cum să se pună mai bine în valoare, atât prin haine cât și prin calități. Emoțiile sunt mari, dar transformarea merită tot efortul. 9 vedete se pregătesc să înceapă călătoria în care își vor etala stilul și se vor face remarcate prin atitudinea lor. Adevărat influencer Sensi crede că are calitățile necesare să ajungă departe în show-ul Bravo I Still Celebrities. Cred că atuul meu este că sunt cameleonică și mă pliez foarte bine pe multe stiluri, genuri muzicale și cred că este un plus față de multe dintre concurente. Cred că cel mai important este atitudinea. Dacă ai o atitudine frumoasă, bună, orice haină arată altfel pe tine. Nu este teamă de faptul că și-ar putea atrage critici de-a lungul concursului. Nu mi-e teamă de niciun jurat. Sunt tare curioasă ce părere vor avea despre ținutele mele. Da, ai zile bune, ai zile proaste și sunt pregătită să fiu criticată. De ce nu? Așa învățăm. Vreau să devin cea mai bună versiunea mea. Fostă Miss Ioana Filimon se simte pregătită să revină pe podium. Vedeta este însă pregătită să treacă la nivelul următor și să învețe totul despre stil. Nu poate exista un stil perfect, dar un stil pe placul meu, așa e, nu știu, ce văd eu prin reviste, când le văd pe astea foarte fashion și combinații de te doare mintea, vreau și eu să le fac. Vreau să ajung la nivelul ăla, să pot să combin toate texturile și culorile. Competiția este acerbă, așa că se încrede doar în forțele proprii. În această competiție nu cred că voi avea o aliată, pentru că totuși este o competiție, așa că toate care se dau prietene la început o să-și arate gheruțele mai târziu. Influencer de succes, Carmen Negoiță se simte pregătită pentru acest nou capitol din viața sa. Mă ajută mult experiența anilor de Fashion Week, maratonul pe care îl făceam acolo, cu schimbat valize și plecat în noaptea următoare. Înțeleg cumva oboseala și ce înseamnă să te schimbi de 3 ori pe zi. Nu crede în stilul perfect, ci mizează pe evoluția stilistică. Stilul este cumva o chestiune subiectivă, ține de personalitate, ține de mai multe trăsături și fizice și de temperament. Și atunci cred că fiecare, prin haine, prin ținute, exprimă cumva o stare de spirit. Și asta este normal, este absolut normal să difere de la persoană la persoană. Cele 9 vedete intrate în competiție vor trece printr-o veritabilă transformare în show-ul Bravo I Still Celebrities sub îndrumarea juraților Raluca Bădulescu, Moris Munteanu și Tibi Clenci.